Dobre nu s-a antrenat niciodată înainte de a striga gol. Nici nu s-ar fi gândit înainte de 90 că ar fi capabil să obțină recorduri mondiale pentru modul inedit de a comenta fotbal. Era un meci între Dunărea Călăraș, care era în divizia C, și Politehnica Timișoara. Politehnica Timișoara era cam pe locul 3 în prima divizie. Divizia A, cum se numea atunci, sau Liga I de astăzi. Și a prins un gol și m-am entuziasmat așa de tare încât am urcat și am coborât. Firește că la pauză a fost semnat de colegul Octavian Mentilă: Ilie, te rog, știi, dacă mai prind, știi că lumea era neobișnuită. Octavi, zic, îmi pare rău, zic, pe mine nu mă cenzurează nimeni. Și dacă mai prind unul în direct, n-am mai prins, pentru că a fost să dea cu 1-0. Am venit în redacție și m-a luat șeful de atunci, nu trebuie să-i pomenim, legă, nu asta contează, să mă zic, păi ce cu golul ăsta? Păi zic, cum adică, ce e cu golul acesta? Și păi dacă transmiteai la un final unui campionat mondial, cum mai ziceai atunci? Eu cred că era foarte bine să fi zis și mai și, zic, atunci, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, zic, deocamdată sunt prea tânără, nu mă luați pe mine la mondiale de acum, zic, am spus eu, asta. Mi-au reproșat unii că n-ar fi meciurile așa de spectaculoase, așa, dar numai că, eu le-am explicat și cred că m-am avut dreptate, un ucrainic trebuie să de radio, trebuie să transmită meciul încât să placă tuturor celor care ascultă. Asta e, eu trebuie să fiu mai performant decât jocul respectiv. Și așa mi se pare corect. Urmă a fost în 93, am fost la Milano și am prins un meci marcat de Alexandru Andrașii, când era 1-0 pentru Inter Milano. Și vă spun, atunci nu s-a transmis la televiziune decât la radio. Așa, stadionul era Giuseppe Meazza sau San Siro, arhiplin, și în momentul în care eu am prins golul, care se transmitea în tribună, cum se transmitea cumpărarea națională, publicul italian, toată tribuna s-a ridicat. Că nu era să creadă. S-a așa de lung la golul acela încât, și am auzit, mi s-a spus că la un tramvai 41 prin Ghencea, Vadmalul n-a vrut să mai punească tramvaiul până am terminat eu golul. Da, nu astea autentic. Da, asta puteți să trecem tot la capitolul întâmplării. Da. Și atunci spun, deci, dacă tribuna, și în momentul când am văzut că toată tribuna se ridică și aplaudă, s-a năsit în Milano, am fost convins că asta e calea bună. Și de atunci, sigur că și mai mult, mergeam pe Dinamo, mergeam pe stadionul din Ghencea, pe Steaua, mergeam la Constanța, să nu mergeam. Am fost la un meci prin Moldova, deci la Suceava, era Foresta în prima divizie, în prima ligă. Și spun acolo că mi-a anunțat numele, am prins un gol, tot stadionul s-a ridicat și erau peste 20.000. Deci atunci a fost edificat pe deplin. Asta e calea. V-ați gândit și înainte de 92, adică din 87 încolo să... Păi nu, că în 84, până în 89 n-am putut, fiindcă și atunci, cum ziceam, erau cei de la secția de presă? Nu erau de acord cei de la cenzură să te manifeste așa exuberant. Da, pe mereu, nu puteai. Am înțeles. Atunci și Cristian Topescu a avut ceva probleme în asta, că în 1978, de exemplu, când a comentat așa, i s-a transmis că dacă mai comentează așa, nu mai comentează, și la un meci abia a băiguit așa și sigur că a fost în extrema cealaltă și iar a fost amenințat, că nici așa, că... Prea moale. Da, sigur, dar erau vremurile, nu. Mi-a spus unul la secția presă, mi-a spus: domnule, așa e bine, a spus eu, mai cu verbă, mai cu pasiune. Nu ce lăsați că noi suntem acolo. Și era un adiutant al șefului statului. Domnule, noi suntem acolo și noi știm mai bine. Dacă știți mai bine, sigur. Deci era mai dificil. Nu, dacă eram până în 90, spun, eu nu puteam să am recordul mondial, asta e cert. Apropo de recorduri mondiale, am fost prin America de centru și prin Mexic, în primul rând, acolo am plecat, am ascultat și la radio și la televiziune, și toată America de Sud. Atunci, prima dată am fost în Brazilia, Uruguay, Argentina și apoi am fost în celelalte. Cu excepția Paraguayului, am fost în absolut toate și am ascultat. Eu vă spun, numai acolo, știți cum se comentează, mai ales dar ce nebunie este. Toată lumea dă aparatele de radio la maximum, toate piețele, toate magazinele, în gări, în autogări, absolut peste tot. Și încă acolo ei nu pot să spună ca mine, fiindcă, dar spun ei o verbă, nu pot în schimb să nuanțeze. Ei nu spun numele gradual, nu pot. Toți, indiferent că e comentator brazilian sau că e argentinian sau că e din Peru. Totuși cei din Peru sunt cei mai buni, vă spun eu de acolo, din America de Sud. Și vă spun momentau. Gol! Deci trage aer în piept, că sunt doi. Draga, nu știu, se completează, n-am reușit să depistez. Nu mi-a dat seama. Dar trage unul aer în piept, zice gol, 7-8 secunde. Pe urmă zice da. Trage iar aer în piept și zice golasso. Și zice tot încă vreo 7 și cu totul mai mult de 14 secunde n-am auzit pe absolut nimeni.
Și spune și dacă marcați, zic, Ronaldinho, zic, da, de, nu, nu scap bine, eu urc, cobor, că mulți mi-au spus că eu copiez pe sud-americani. Nu. Nu, 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 da. Deci e diferit și tocmai de asta vreau să vă întreb. Dacă ați avut vreodată o întâlnire cu un comentator sportiv da, mexican să vă întrebe, cum o faci? M-am întâlnit la Comentatorul Mondial, da, discutat cu ei, nu, dar cum să spun, ei, în schimb, să știți, comentează și la televiziune într-o viteză uluitoare. Eu mai mult de un sfert de oră, un comentator de televiziune din Bogota, din capitala Columbii, n-am putut să-l urmăresc. Devine obositor, dar în accepția noastră, a lor nu. Și vă spun, în momentul de-astea, primul record mondial al meu, când a fost cu 27 de secunde, am bătut pe acel comentator argentinian cu, bine, era un record de 60 de ani. Am bătut cu 8 secunde și am avut 27 de secunde. Și atunci, când a avut un efect senzațional în America de Sud, deci televiziunile au ținut, radio-urile, televiziune, 3 săptămâni în continuu. Deci de acolo. Și nu lumea se crede că totuși recordul mondial este acolo, este din România. Că mi-am dat seama că sigur se încearcă să fie bătut recordul meu. Și atunci am mai încă un record mondial, l-am ridicat la 31 de secunde fără respirație. Și mai am un gol, deci 1 minut și 8 secunde cu o singură respirație, ceea ce era iar record, că nu poate nimeni să pună peste un minut, chiar cu o singură respirație. Un post de radio din München, în Germania, a încercat să mă deposedeze de recordul mondial. În mod neortodox. Ce au făcut? Au strâns un grup de tineri, unul era suportărul echipei Borussia Dortmund, nu știu dacă asta să știe sau nu, și a zis, da, și a zis gol 44, aproximativ 44 de secunde. 46 de secunde și 56 de 10, ca să fiu de sutim, ca să fiu exact. Și am zis, stai puțin. Grupul acela de la Radio München a fost un studio. Și m-a dus în studio. Și am stat în studio vreo 2 ceasuri, nu m-am lăsat până când am ținut 52 de secunde și 30. Dar pe acela, vă spun sincer, nu consider recordul mondial. A fost o ambiție a mea ca să nu fiu deposedat. Domnul Dobre, ce se întâmplă duminică în sufletul dumneavoastră la ultimul meci? Daniela, ultimul meci, să spun eu, nu se întâmplă absolut nimic. Nu am niciun fel de emoții, n-am avut niciodată, fiindcă sunt ani de zile în care am comentat. Sigur că dacă este să am un regret, îl am pentru că la mine, pentru publicul ascultător, care pentru mine a semnat performanța numărul 1. Deci publicul ascultător, pentru mine, dacă publicul a fost și eu mulțumit de prestațiile mele, ceea ce privește transmisiunea în direct a meciurilor, pentru mine asta a fost cea mai mare satisfacție. Și am făcut de public. Eu spun o chestiune, și, dar nu vreau ca să știu eu să creadă că știu, Ilie Dobre să laudă sau nu. Nu, dar eu, după opinia mea, deci ce mă privește, eu cred că rămân totuși în percepția publicului, totuși câteva decenii de aici încolo. Nu cred că mai trăiesc eu până cât sunt în percepția lumii. Și argumentez asta fiindcă și Ion Ghitulescu este în percepția lumii la ora actuală, deși s-a retras de vreo 20 și ceva de ani. Deci, mai ales la mine, că eu am venit cu ceva unic în lume, cu transmisiunea altfel a golului, în direct. Deci eu am venit l-am comentat în stilul meu. Știu eu, faptul că sunt performanțe de talie mondială care au fost acordate nu în România, ci de cea mai mare organizație din lume care certifică recordurile mondiale. Da, da. Nu este simplu să fii inclus în Hall of Fame. Hall of Fame care înseamnă Galeria Glorilor. Și spun, am primit o altă distinție, omul anului în media. Sigur că eu am mai făcut unele afirmații, că poate nu meritam, nu știu, și cei de la World Record s-au supărat puțin, că bine, am glumit, mă rog, nu asta e problema. Problema este că am și recordul de cu cărțile. Deci comentatorul sportiv de radio cu cele mai multe cărți publicate.